Municipiul Piatra Neamț a găzduit în perioada 5-8 februarie întâlnirea membrilor Consiliului Director al Coaliției Europene a Tinerilor pentru Sănătate și Mediu, un organism activ la nivel european care a asigurat reprezentativitatea tinerilor în luarea deciziilor la nivel înalt în ceea ce privește politicile de mediu și sănătate. Printr-un parteneriat cu Primăria Piatra Neamț, Coaliția Europeană a Tinerilor pentru Sănătate și Mediu va avea sediul central din România în Piatra Neamț, mai exact pe Alea Tineri numărul 7. Vineri 6 februarie, tinerii au susținut la Primăria Piatra Neamț o conferință de presă extrem de interesantă despre experiența lor europeană și despre proiectele de voluntariat pentru Piatra Neamț. Consider că va fi foarte interesantă și vom afla cu toții lucruri importante. Ceea ce vreau să spun este că noi ne bucurăm că suntem astăzi prezenți aici pentru a exprima către publicul din Piatra Neamț ceea ce urmează să se întâmple în oraș legat de subiectul respectiv și ne bucurăm de faptul că persoanele prezente astăzi aici au ales să deschidă în Piatra Neamț un birou unic în România pentru derularea activității dumnealor. Deschiderea noastră a fost în asigurarea unui spațiu, iar Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț s-a aprobat repartizarea acestui spațiu către ONG-ul de care vom vorbi astăzi. Este un demers inovativ, este ceva nou, dar și îndrăzneț. Să coborăm de la nivel internațional, Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate, care are reprezentanță în foarte multe țări și care e obișnuită să lucreze cu miniștri, ambasadori și directori din departamente ale instituțiilor europene, să venim la Piatra Neamț, poate părea ca o întrebare de ce. În primul rând, pentru că există multe oportunități în ceea ce privește politicile de mediu și sănătate care se pot derula la nivel local. Orașul Piatra Neamț s-a poziționat ca un oraș care se dorește a fi model în ceea ce privește comportamentul ecologic, grija pentru mediu și în același timp sprijinirea societății civile. Sunt încântat de ceea ce am auzit și sper că Piatra Neamț va beneficia de experiența acestei echipe și rezultatele vor fi benefice pentru orașul nostru. Iată că Europa este astăzi prezentă la Piatra Neamț, iată că Europa e prezentă în sala de consiliu a municipiului Piatra Neamț și lucrul acesta ne bucură. A fost o prezentare, zice eu, fără frontiere, unde la un loc deschis și parcă n-a contat în ce limbă s-au vorbit sau din ce țară era persoana respectivă, spunea persoana din stânga mea despre vis și realitate. E clar că visul nostru al tuturor este de a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană. Autoritățile locale nemțene speră ca experiența, determinarea și entuziasmul acestor tineri din diverse țări europene să ne molipsească și pe noi ca municipiu.